ziua, este 2 august și a sosit și momentul să facem restartarea pe care tot vă spuneam de multă vreme că vreau să o fac. Stupii pe ramă de 1x1, 4 la număr, îi voi trece pe 1x2 prin restartare totală, adică pierd tot puietul, iau toate ramele astea care le vedeți aici 1x1, se va topi ceara, se va extrage mierea prima dată, puietul va fi stricat, aruncat efectiv. Facem un test pentru a vedea dacă cu astfel de restartare reducem, să zicem, aproape de 0 procentul de varoa din stup, astfel încât să nu trebuiască să facem doar acum un tratament și eventual unul de Crăciun, dacă vrem să fim un pic mai riguroși. Bun, să vedem cum vom proceda. O să iau stupul de pe poziția asta. Așa. Ne-am pregătit un alt stup gol în care să pot direct să scutur. Începem. Va fi multă miere în cuib, fiindcă la floarea soarelui care tocmai am extras-o e multă miere, că se blochează cuibul. Am pregătit aici să pot scoate rapid ramele cu miere. Alta. Eu nu știu, m-am tot chinuit să clădesc ramele astea din plastic, ce-i drept e prima variantă, cu pereții mai mici și n-am reușit să le clădesc ramea. Sunt două sezoane la rând când de tot ținem cuib și nu le clădesc cum trebuie. Aici o ramă pe fagurul nostru de plastic, nici nu mai știu cum a pus-o, ceruită sau neceruită, dar deja e clădită mai bine. Asta e ultima ramă, aici e mai puțină miere. Avantajul la mine e că nu fac numai chiar de test chestia asta, chiar vreau să trec pe 1x2 și vreau să o fac rapid, să nu mă tot chinuiesc cu rame de două feluri, plus că marea majoritate a fagurilor din cuiburile astea îmi sunt vechi. Asta e prima cu puiet. Puiet tânăr. Am găsit și matca. Hai deja că tot am văzut-o. O voi prinde și o voi pune până termin într-un bigudiu. E o matcă de anul trecut,
O punem aici la umbră. Așa. Nu o să le las să iasă foarte mult în sus, fiindcă nu vreau să-mi iasă în afară, deci vreau să pot să le fac un tratament cu acid oxalic. De aia mai am pregătit aici un corp, ca să am mai mult spațiu până ce termin de scuturat. Eu am încercat să izolez matca înainte de culesul de floarea soarelui, fiindcă știam că fac restartare, sper să se vadă. Cu o șmecherie din asta așa improvizată, am furat și eu ideea de la un coleg. Însă, după cum vedeți, matca a ieșit. Acum, probabil că n-a ieșit chiar de la început, cel puțin o parte din puiet l-am salvat, să zic așa, că nu l-am mai făcut ca să-l omor acum. Vedeți că aici în interior a fost puiet și pe margine încă nu prea a apucat să pună. Asta e efectiv o gratie Hahnemann tăiată și învârtită așa legată. Poate trebuia să ascuțesc piciorușele, poate trebuia să bag între două rame cu faguri de plastic ca să nu mai poată săpa, dar pe cisele au săpat pe lângă și au scos matca într-un final. Și aici e cealaltă ramă de genul ăsta. O observați. Aici e o ramă foarte frumoasă, crescută pe fagure de plastic. Ramă mai veche. Asta a fost restartată parțial în primăvară, vedeți partea de jos, a fost efectiv tăiată o parte ucegăită, am recoltat trânturi de acolo, că au tot crescut, efectiv ca ramă oarbă acolo, partea aia. Încă n-am apucat să montez toate filmele legate de folosirea ramei oarbe, dar să terminăm un pic cu lucru și va veni și momentul ăla. Așa, o altă ramă de plastic, vedeți, construită foarte bine, un pic aici pe margine a terminat. Ultima ramă. Multă păstură aici. Ăsta e fundul model franțuzesc, ei țin tot timpul anului deschisă aerisirea asta, iarnă-vară. Am terminat scuturatul și acum vom profita de faptul că în familie nu avem puiet. Deja am scăpat de doar o șesime din populația de varroa este pe albina lucrătoare. Deci am scăpat deja de 4 șesimi și acum cu un tratament de oxalic 3,5% profităm că sunt așa bine dispersate pe pereți și aplicăm direct pe ele acel tratament care de obicei se făcea prin picurare. Profităm că avem ocazia asta să-l administrăm prin pulverizare. S-a aflat între timp că acest tratament prin picurare, așa zis, nu acționează prin ingurgitare, ci efectiv ajungând doar pe corpul albinei, ajunge să ardă păduchii, albina rezistă. Și așa mor, de fapt. L-am preparat în felul următor: 800 de ml de apă, 300 de grame de zahăr și 35 de grame de acid oxalic pudră.
puse pe foc. Bun, și dau cât de bine, acum nici să nu exagerăm, dar nici să nu rămână uscate. Ca să terminăm cu varoa în totalitate. Le dau într-un singur corp, de 1 pe 2, dacă reușesc. Am pregătit deja un corp cu rame. O să vă explic imediat și ce îi dau. Așa arată albina. Ușor prin grisare ca să nu ne omorâm acest corpul 2. Normal. După ce am auzit și eu de la alții, se pun doar două rame clădite și restul foi. Eu nu am chiar atât de multe foi rămase, am clădit destul de mult anul ăsta. Așa că o să pun 5 rame clădite, tocmai au fost extrase la, de floarea soarelui. Mai au și ceva păstură și am zis că astea le dau în restartări. Și câte 5 foi. Se văd foile și astea-s ramele clădite. Cu un pic de păstură eventual. Matca familiei. Îi dăm frumos drumul. Să meargă la ei. Fiindcă am găsit-o. Dacă nu, vă dați seama că... Uitați ce frumoasă. Podișorul. Și un ultim detaliu în cazul acestor restartări. Vă dați seama, le-am lăsat acum fără miere. Hrănirile. Se fac undeva la două hrăniri, la câte 4 litri fiecare. Aici asta cred că e de 3 jumate, văd eu cum pun. Din coace și ăsta vine restartat în nicot, am hrănitoarele nicot care sunt mai mari. Și hrănirile nu le facem oricum. Se prepară un sirop moale, undeva la 700 de grame de zahăr la 1 litru de apă. Ați văzut cum am preparat siropul 1:1. La acel sirop, tot la câte 2 litri de sirop, am mai pus câte 1 litru de apă și atunci am obținut undeva la o concentrație de 700 de grame de zahăr la 1 litru de sirop de apă. Dacă cineva se gândește că e foarte scumpă metoda, ce vă rog să vă gândiți e câtă miere voi scoate din cuib. Cuibul extras. Și cu cât ar putea vinde acea miere și cât zahăr se poate cumpăra din ea. Nu se pune problema de pierdere în bani. Încep viespi. Ce e clar că e un câștig, dar e manoperă. Acum să vedem dacă avem și câștigul cel mai important, sau câștigurile cele mai importante. 1. Tratament foarte eficient contra varoa. Am șubărul băgat în podișor și în socru, pardon, și vom urmări în următoarele zile cât a căzut. Bineînțeles, deja populația de varoa a fost decimată prin scoaterea puietului. Așa.
Al doilea avantaj. Stupul ăsta, așa cum este acum, se simte, bineînțeles, descompletat și într-o stare de roi și va începe să tragă foarte tare pentru iernare. Dându-i și stimularea asta, e ca și cum l-am fi băgat într-un alt cules și nu mai terminăm sezonul cu familii care încep să descrească și observăm încet, încet că descrește puietul și nu facem populația care am vrea să o iernăm, să avem și noi stupii aia full de albină, ci acum ele vor înainta cu o forță foarte mare, ajutate și de siropul ăsta. În sirop am dat și Hive Alive, ați văzut, am pus și în adaosul acela de apă, tot 2,5 ml la litru de apă, deci are în acest sirop moale de 700 grame zahăr și un litru de apă, are și 2,5 ml de Hive Alive pe litru de sirop. Și cam asta e ce facem. La următoarea hrănire, care va veni probabil cam în 4-5 zile, o săptămână maxim, dacă aș fi putut pune mai mult sirop, puteam să stau și o săptămână, o să scoatem corpul ăla gol de dedesubt, care acum era plin de albine și mi-era groază să scot, de aia l-am lăsat. Și va rămâne stupul doar pe cele două corpuri. Îi mai dăm încă o hrănire și cam asta ar trebui să fie toată pregătirea pentru iernare. Are spațiu să depună ouă, are hrană, trebuie să dea înainte. Mulțumesc că ați urmărit această procedură alături de mine. Nici eu nu am experiență, fac pentru prima dată așa ceva, dar mă bucur că putem observa rezultatele împreună și o să încerc să postez și rezultatele ulterioare. Mai am încă 3 stupe așa de restartat. Nu o să vă mai plictisesc să vă arăt, fiindcă e exact aceeași procedură, dar o să vă țin la curent pe parcurs în săptămânile care urmează cu ce se întâmplă. Eu sunt Mihai Rus de la stuparu.ro. Numai bine și nu uitați, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. La o revedere cât de curând!